9.101.000 lei a avut de împărțit Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale. Din acești bani, cea mai mare sumă a revenit localităților Negomir și Polovragi, dar și orașului Târgu Cărbunești. Se aprobă repartizarea pe unități administrative teritoriale pentru anul 2018, a sumei de 9.101.000 lei, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, fond la dispoziția Consiliului Județean Gorj, ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielor de funcționare și sau de capital în ordine cronologică a vechimii arieratelor pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectului de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2018. Consilierii opoziției au acuzat modul de împărțire a banilor publici, asta pentru că primarii liberali nu au primit mai nimic. Dacă ținem cont de faptul că din 21 de unități administrative teritoriale care sunt păstorite de primari liberali și care au practic în gospodărire 52% din cetățenii acestui județ, 14 dintre aceste primării au 0 lei. De asemenea, dacă dumneavoastră considerați corect ca din 9.101.000 de lei, municipiul Târgu Jiu să primească doar 400.000 de lei, iar cel de-al doilea municipiu din județ Motru să primească 0 lei, înseamnă că poate noi nu vedem cu adevărat care sunt principiile în baza cărora împărțiți dumneavoastră aceste sume. Deci, noi considerăm că este absolut discreționar, fără niciun fundament economic și mai mult decât atât, nu cred că este normal ca încă o dată să ne răsfrângem nemulțumirile față de cetățenii care au votat PNL la alegerile anterioare. În fiecare an există această problemă, PSD fiind acuzat că, având toată puterea în cadrul Consiliului Județean, marginalizează cetățenii care și-au ales primari liberali.